Bună dimineața, stimați telespectatori! Astăzi, la 10 News Live, cu toate scuzele pentru întârzierea pe care am avut-o până acum, din motive tehnice, am un oaspete drag mie, un politician pe care îl cunosc de când a făcut primii pași în politică și care este un tânăr ce a confirmat în pozițiile în care s-a aflat și parlamentar și primar. E vorba, desigur, de Robert Negoiță, primarul sectorului 3. Bună dimineața, domnule primar! Bine ați revenit la 10 News! Bine v-am găsit! Mulțumesc pentru invitație și pentru vorbele frumoase care... pe care le meritați! Mulțumesc din suflet! Sunteți, și nu mă înșel, cel mai longeviv primar acum în funcție în capitală, nu? Sunteți la al doilea mandat. Eu știu, cu două mandate, fiindcă sectorul 3 are realizări categoric, până și detractorii dumneavoastră sunt nevoiți să le recunoască. E un primar, nu se poate manifesta decât în două mandate. Știu că dumneavoastră și la capătul primului mandat ați avut rezultate. Asta este o discuție și mai ales am avut dezbateri pe tema asta referitor la cât ar trebui să fie mandatul unui primar. Și există în lume situații în care legislația prevede că dacă te-ai reales, al doilea mandat este mai lung. De ce? Pentru că totul trebuie făcut cu cap. Chiar dacă nu suntem noi foarte obișnuiți cu aceste deprinderi, dar să știți că un primar, adică o persoană când a ajuns pentru prima dată primar, îi ia un timp destul de lung, destul de mult, până când reușește să învețe cam ce are de făcut, cam care sunt atribuțiile, cam cum funcționează aparatul, cam ce înseamnă administrație publică. Pentru mine a fost foarte important faptul că am mai gestionat. Adică eu când am ajuns la primărie, oricum aveam mai puțini colegi, gestionam mai puțini oameni decât am făcut-o atunci când eram în privat. Deci am venit cu această știință de a conduce structuri. Că până la urmă să știți că primarul este un manager. Așa ar trebui să fie. Un manager care vine, care gestionează o echipă și care știe să organizeze lucrurile. Iar și aici mă bucur și mulțumesc mult pentru întrebare. Domnul Chiriac, de prea multe ori am ales în funcția de primar, nu, președinte, parlamentar e altceva. Nu, primar este o funcție executivă în care de prea multe ori am ales oameni care vorbesc bine. Domnule, știți, uite cum are un discurs extraordinar, îmi dau și două lacrimi. Chestia asta este în regulă la teatru, la un spectacol de orice fel. Când discutăm de primărie, acolo ai nevoie de o persoană sau de acele persoane care au demonstrat că sunt capabile să facă lucruri. Altfel, aceia care n-au bătut în viața lor un cui sau n-au vopsit măcar un gard, domnule, și-au vopsit gardul, au dat cu var pe el, nici măcar asta n-au făcut în viața lor, să știți că să ne așteptăm noi să facă ceva, puțin probabil. În România au învățat să-și aleagă primarii. Nu uitați că în 2012, Partidul Democrat Liberal la vremea respectivă, bun, apoi a dispărut oricum, că prea avea tușa lui Băsescu. Clujenii, în 2012, nu? Când toată țara l-a demis pe Traianul Băsescu. Clujenii l-au ales primar pe Emil Boc. Deci chestiunea asta că la primărie votezi omul și nu partidul este, dacă vreți, deja împământenită în țara noastră. Eu, din punctul ăsta de vedere, v-am și văzut realegerea din 2016. N-a venit neapărat cu valul PSD-ist, ci a fost reales pe persoană fizică la vremea respectivă. În plus, când intri în sectorul 3, nu spun Doamne ferește, fiindcă mai aveți colegi de la PSD, primari de sector, care au lucruri foarte bune. La 1, la 4, la 5. Deci se văd lucrurile astea. Dar, știu că unii sunteți și prieteni, omul are încredere în noastră pe persoană fizică, ca administrator. Și nu sunt că sunteți de la PSD, dar iată, e Emil Boc la Cluj. E Bolojan la Oradea. Era Hava, nu, că a plecat europarlamentar, cred, la Alba Iulia. Era Falcă la Arad. Sunt primari care au schimbat fața orașelor în care au activat. Dar tocmai fiindcă vă confruntați cu lucrurile astea, am văzut că ați deschis o polemică foarte importantă pe care vă rog să o explicați, poate că
eu știu, reușim să o ridicăm la nivel național, cu ceea ce dumneavoastră ați numit cel mai mare jaf din istoria României, retrocedările pe drepturi litigioase. Da. Da. Ce se întâmplă în zona asta? Evident că n-am avut tangență cu acest domeniu, deci în privat niciodată. De când sunt primar în administrația publică, nu te poți ocupa de toate odată. N-ai cum, asta vă și spuneam, nu le poți învăța pe toate odată, nimeni nu se naște învățat. Deci, și atunci mi-am prioritizat. Care sunt prioritățile? Reabilitare termică, locuri de joacă, școli, grădinițe, creșe și așa mai departe, atribuțiile pe care le avem, salubritate. Ok, n-am focusat pe acest subiect, pe acest domeniu. Dar acum când le-am cam pus la punct pe celelalte și încep să-mi extind atenția și pe alte domenii, mi-am dat seama că, de fapt, aici e o bubă mare. Și e atât de spectaculos, mai ales din perspectiva miliardelor și zecilor de miliarde de euro din această zonă. Asta este un subiect, spectaculozitatea. O altă zonă care îi dă artificiile de rigoare este nivelul despre care discutăm. Domnul Chiriac, discutăm totuși, s-a ajuns până la președintele României, adică mai sus de atât chiar nu se poate. Cum au funcționat instituțiile statului, eu care sunt deja de 7 ani în administrația publică, îmi dau seama că seamănă grup infracțional. Prea au funcționat toate în același sens coordonat și împotriva legii. Că dacă ar fi funcționat în ideea în care, domnule, asta e legea și... De asta spun că nici pe partea legală instituțiile nu funcționează în ideea în care legea le cere să o facă, atât de bine cum au funcționat împotriva legii. Iar ele se leagă atât de strâns una de alta în lanț, în care n-ai cum să nu îți pui problema, domnule, lăsând la o parte că ei s-au organizat foarte bine, dar instituțiile statului pe unde erau? Nu sunt. Știm că nu sunt și aici un rol fundamental, din nefericire, l-are justiția sau mai degrabă injustiția. Dar puteți să ne explicați un pic mecanismul prin care, nu știu, bucureștenii sunt pe cale să piardă parcul Iure, de pildă? Nu. Bucureștenii, din perspectivă legală, au pierdut cele 12 hectare din parcul Iure din 2005. Deci, gata. El este proprietate privată de atunci. Dar, haideți să revenim care este lanțul și cum s-a ajuns aici. Așa. Ele fiind terenuri amenajate ca parc de acum 40, 50, 70 de ani, că înainte să fie amenajate ca parc, au fost porumb, au fost câmp. Dar așa, înainte să construiască Ceaușescu acolo, el când le-a construit, le-au lăsat special ca spații verzi sau ca locuri pentru parc. Ok, ele au fost pe timpul lui Ceaușescu cele mai multe, au fost chiar menționate în documente ca parc. Altele nu au fost menționate deloc sau, mă rog, de la caz la caz. Ce este foarte important, că din Pugul aprobat prin 2000 și ceva, 2001, dacă nu mă înșel, haideți să vedem cine era primar atunci când s-a aprobat Pugul. Domn Băsescu. Ele au fost deja introduse în zona construibilă, în situația în care tu ai acolo niște spații verzi, locuri de joacă, parcuri. Și tu le pui în Pug ca zone construibile. 1. 2. Ulterior, documentațiile întocmite au fost în această idee. Lăsând treaba asta la o parte, legea spune, legea 10 spune, lasă reglementarea. Dom'le, dacă e amenajat ca parc, nu. Indiferent de ce spune. Și pentru asta se face expertiză. Vii tu și faci expertiză pe loc de joacă, vii tu și faci expertiză pe parc amenajat ca parc și vii și spui, da, dumne, poate fi retrocedat. Sunt instanțe de judecată care vin să dea hotărâri împotriva legii.
domnul Chiriac, eu îmi doresc să-mi cresc copii într-o țară normală. Pentru normalizare, să știți că normalizarea acestei țări ține nu doar de președinte, parlament, sau nu, de fiecare dintre noi. Eu încerc să contribui la această normalizare a țării. În consecință, pentru noi și, evident, mai ales pentru copiii noștri. Asta vreau să facem. Vreau ca cineva să înceapă să plătească în țara asta pentru ce a făcut. Nu pentru că am eu ceva cu cineva, nu din răzbunare, ci din ideea de a însănătoși societatea. Adică, bă, vrei să faci chestia asta? Nu vrei tu să te gândești de trei ori? Că uite ce au pățit ăia care au mai făcut asta. Discutăm acolo de expertize care se pare că sunt făcute în fals. Discutăm. Și mai o altă chestiune. De aceea este nevoie ca un procuror sau o echipă de procurori să se apuce și să sape pe chestiunea asta. Pentru că sunt foarte multe persoane care vin la mine și mi-o spun la ureche pentru că sunt foarte speriați în ideea că, domnul primar, v-ați băgat în chestia asta. Domnule, știți cu cine aveți de-a face? Chiar așa, cu cine aveți de-a face? Atâta vreme, nu vreau să spun mai mult, atâta vreme cât ițele, sforile, și nu știu dacă ați văzut, dar după ce am fost să fac plângerea penală la parchet, am fost atacat direct cu avalanșe din partea unui partid în care președinte este președinte de facto, fostul președinte al României. Îmi imaginez că în zonă pe acolo e puțină panică, e puțin stres. Dar revin, atâta vreme cât ițele... Domnul Băsescu nu are nicio problemă, dânsul e deasupra legii. Atâta vreme cât sforile duc către președinte care a construit un întreg sistem benefic pe de o parte, deci eu încerc să fiu un om corect și sper că îmi și iese. S-au întâmplat și multe lucruri bune. Ce haideți ca să închidem, să nu înțeleagă cineva că eu am ceva împotriva justiției. Domnul Chiriac, îmi amintesc ce se întâmplau acum 10-15 ani în România, în care se fura ca în codru și nimănui nu era teamă de nimic. Și când procurorii erau schimbați de la partid. Dacă vreți părerea mea, era o enormă anormalitate care... într-o oarecare măsură s-a rezolvat în perioada lui Băsescu, în care statul s-a întărit. Că prin întărirea acestui stat s-au întâmplat și multe ticăloșenii, eu cred că trebuie să păstrăm ce s-a construit bun și haideți să vedem ce s-au, abuzurile care s-au făcut sau ce s-a greșit, să le îndreptăm, să mergem mai departe. Deci, nu totul e prost. Sunt lucruri bune. Eu am fost chiar zilele trecute când m-au chemat la DNA pentru un dosar ca martor fără nicio legătură cu subiectele pe care le discutăm noi acum. Și eu le-am spus, lăsând la o parte faptul că și eu am avut parte de un tratament, din punctul de vedere, nu tocmai corect. Pe mine m-au ajutat, și asta o spun pentru mine, m-au ajutat foarte mult. DNA, existența acestei instituții. Pentru că încă avem acea mentalitate, domnul Chiriac, balcanică, în care, știi, și mie ce mi iese din asta. Dar nu ne dorim cu toții să trăim din salarii. Da, asta nu e o mentalitate capitalistă. Ne dorim cu toții să trăim, să-mi iasă ceva în sensul ăla, nu. A, dumneavoastră vă referiți la administrația publică. La chestiuni neprincipiale. Adică atâta vreme cât avem o relație care este definită și este corectă și asumată și transparentă, n-am niciun fel de problemă. Dar atunci când intervine, hai mă că știi ceva, acel ceva este de evitat atâta timp cât ne dorim să normalizăm această țară. Și vă mai spun o altă chestie. E un ceva care există până în Parlamentul României. Cu drepturile litigioase, să nu uităm că România este o altă problemă gravă. Este singurul stat din lume care în continuare plătește daune pentru naționalizările făcute de comuniști. Toate celelalte state din Europa Centrală și de Est au rezolvat problema în anii 90. Ungaria, la un an după ce au scăpat de comunism, au spus maxim $100,000 este despăgubirea, sănătate, bucurie, pace. Acum rezultă că și ATN-ul român este revendicat
Și am înțeles că ați devolat la parchet un anumit mecanism. Să fac ticăloșiile, să așteaptă 10 ani pentru a se prescrie posibile faptele, că nu sunt posibile, după care vin să-și revendice terenul, nu? Ăsta e mecanismul? Și nu-l vede nimeni? Asta este și întrebarea firească pe care noi o adresăm. Dar de asta vă spun că este îngrijorare maximă acolo. Pentru că eu tocmai m-am dus să arăt, în speranța că cineva va și demonstra acest lucru, că de fapt acolo discutăm despre un grup organizat. Iar când discutăm de grup organizat, prescripția se face, nu știu, că la 30 de ani, de să uite că pot beneficia de așa ceva, în speranța că, și asta am spus-o și repet, și chiar vreau să cred în asta, că statul român este mai puternic decât acest grup infracțional. Și că se va demonstra până la urmă ticăloșenile pe care l-au făcut și va începe până la urmă cineva să plătească. Și apropo de panica și de comunicatul pe care l-au trimis foarte răutăcios și foarte scris în grabă și cu panică, se citește din el. Așa, vreau să știu și eu că se pare, rămâne de demonstrat, că toată documentația a fost dusă la Primăria Generală cu vreo 3-4 luni, mă rog, cu ceva timp în urmă, înainte de 2000, de final de 2004, început de 2005. Așa. Și că cu câteva luni înainte de final de 2004, chiar după realegerea din 2004, discutând de Primăria Generală, a fost documentația respinsă cu notificare de înaintare, adică, domnule, e respinsă pentru că n-are darea, nu corespunde pe stânga și pe dreapta, nu vreau să intru eu în detalii. Întrebarea, de asemenea, care este, cum să spun eu, necesară, e nevoie să ne întrebăm ce anume a intervenit între timp, că la câteva luni, chiar în ultima zi de mandat la Primăria Generală, că a doua zi era președinte, ce s-a întâmplat de a semna retrocedarea asta? Domnul Traian Băsescu. Despre fix dânsul vorbesc. De 12 hectare în parcul Iore. 8 hectare discutăm pentru că ăsta este piatra de temelie. Asta a deschis poarta largă a tuturor nenorocirilor care au urmat. M-ați înțeles? Acum, și memoria mea, mă rog, nu în cap atâta cât am aflat în ultimii 30 de ani, domnul Băsescu nu a semnat și retrocedarea păsatul francez sau venise în parcul Bordei și pe alte lucruri? Nu mai știm. Ok, să da, știm de ce avem dată. Pe ce... Fix ce-i la dumneavoastră. Da, pentru că ne afectează și ne afectează foarte grav. Deci este împotriva legii sau retrocedat curte de școală. Nu există așa ceva. Auziți, da, instanța care a făcut retrocedarea e populată de magistrați care presupun că în momentul ăsta beneficiază de pensie specială, nu? Că toate astea o face un judecător, îmi imaginez. Unele au fost cu judecător, așa. Altele nu. Nu. Cum asta cu baza Spartacus nu are nicio legătură, dar din cum? Ce știu eu, cu nicio instanță de judecată. A venit și a zis, a analizat documentația și a zis, nu se poate retroceda și a respins-o. Menționând că nu poate fi retrocedată, iar că asta e ideea, cineva trebuie să-l întrebe cât ar fi dânsul de egal în fața legii, de mai egal în fața legii. Bă, ai respins-o cu 3-4 luni înainte, 3 luni sau 4, ceva de genul ăsta. Și cu aceeași, fix aceeași documentație îi semnezi retrocedarea în ultima zi. Ne spui și nouă care e ideea. Ce a intervenit între timp? Dumneavoastră că... spuneți că primăria făcea retrocedare atunci, da, pur și simplu. Da, primarul general. Da. La vremea respectivă da. Traian Băsescu. Și aici e o discuție. Pentru că era comisia de lege 10 la Primăria Generală și sub comisia de la sectorul 3. Haideți să ne amintim cine era. Liviu Negoiță. Da. Cel care părea de neatins și pe care l-ați învins în 2012. Dar cu care toată dragostea. Mulțumesc. Că da. Nici el n-a fost un primar rău, Liviu Negoiță, dar era sub presiunea lui Traian Băsescu. Ne gândeam și noi că cum se întâmplă, de nu are niciun fel de niciun nimic, gândit că știam noi că se întâmplă pe acolo. Iată că se aveau cumva, să nu zicem că se aveau la mână, ce termen să folosim? Se aveau la mână. Da, pentru că fără subcomisia de la sector nu se putea întregi situația și am înțeles că totuși
tot ce venea de acolo, pe la sector treceau ca apa prin nisip. Adică foarte repede și fără comentarii. În situația în care, pentru Dumnezeu, comisia avea obligația să verifice dacă este sau nu amenajat ca parc. Dacă are funcțiune publică. Și parcul, locul de joacă. Parcul era acolo de 50 de ani. Da. Cineva a spus că nu e parc? Da. Pentru că dacă ar fi spus că e parc, adică nu puteau să-l retrocedeze. Iată. Și niciodată n-a existat o anchetă până acum, până la plângerea dumneavoastră? Zvonuri au mai fost. Zvonuri. Dar nu am cunoștință. Eu am speranța că cineva mă va chema să... Explicați. Să scriu ce știu. Nu... Chiar dacă sună rău, sună, se duce la parchet de astea. Revin. Cred că este de datoria fiecăruia dintre noi să contribuim pentru normalizarea acestei țări. Din această perspectivă mă duc și spun ce știu. De ce? Pentru că este mult prea important acest obiectiv pe care trebuie să ni-l propunem. Aveți deja multă experiență în administrația locală. Spuneți-mi, fără să încercăm să supărăm pe nimeni, că odată ne trezim sunați acum de doamna Firea. Cum vedeți dezvoltarea Bucureștiului sau ce se mai poate face în București și în Ilfov, care, mă rog, județul Ilfov, ca, sau nici nu știu cum îi spune acum, județ, cred că îi spune, devine tot mai mult un cartier al Bucureștiului, literalmente un cartier al Bucureștiului, în general pentru bucureștenii cu venituri peste medie. Deci ce se poate face? Chestiunile de trafic, de poluare, de haos urbanistic, de zgârie nori construiți printre case, de... Cum vedeți? Cum ați vedea lucrurile? Bucureștiul are nevoie de Ilfov, Ilfov are nevoie de București. Ele sunt predestinate. E aceeași localitate, de fapt. Da. Dacă ne uităm acum... Ele trebuie să funcționeze împreună. Că această funcționare la ora asta nu este tocmai la nivelul pe care ni l-am dori sau la nivelul pe care ar trebui să fie, este o realitate. Dar, de asemenea, prima problemă a Bucureștiului este circulația. Iar aici n-am cum să nu spun faptul că sunt revoltat de faptul că guvernul în continuare nu-și face treaba cu centura Bucureștiului. Domnul Chiriac, am fost la Negoești de Prahova. Negoești de Prahova e un sat care ține de comuna Brazi. Are centură, domnul Chiriac. Doamne ajută, deci poate. Da, Negoești, e localitatea de unde e cumnatul meu și, mă rog... Că vă cheamă Negoiță, da. Așa. Bun. Are centură. Bucureștiul nu are centură. Să fie sănătoși cei de la guvern cu incompetența caracteristică. Este pur și simplu inadmisibil treaba asta. Avem mari probleme în București, mai ales din cauza inexistenței acestei centuri. Pentru că n-are ce căuta cel care vine de la Vâlcea sau de la Craiova și vrea să urcă la mare. N-au ce căuta la Piața Unirii, domnul Chiriac. Așa e. Astăzi, dânsii trec cu toții deopotrivă pe la Piața Unirii. Dacă vă duceți la Paris, niciodată, dacă vreți să vă duceți din est în vest, nicio variantă cât de necunoscută. Nu, în niciun oraș mare. Nu alegeți să treceți prin oraș. În niciun oraș mare din Europa de Est, nu mai vorbim de Europa de Vest. Nu e nevoie să traversești centrul ca să mergi de la nord la sud sau de la est la vest. Categorie. Știți de ce? Pentru că noi bucureștenii respirăm gazele de pe toba de eșapament a celor care n-au nicio vină, că eu nu vreau să înțeleagă cineva ceva, că am cu cei de la Pitești vreo problemă. Nu, dânsii n-au variantă. Nu că le-ar fi drag să treacă prin nebunia din oraș. Dar ce variantă au? Nu au. Din cauza faptului că guvernul continuă să-și face treaba. Iar foarte revoltat am fost când am văzut, deja când s-a făcut guvernul în 2017, început de 2017, și am văzut că de fapt în buget nu s-au pus bani pentru centura Bucureștiului. Ce aveți voi de gând cu Bucureștiul? Cât de ticăloși să fiți? Că trăiți aici în orașul ăsta. Ar trebui
coș afară din București. Duceți-vă, de ce? Nu meritați. Duceți-vă la Negoiști, că acolo aveți centură. Acolo ați făcut. Glumesc. Acum, nu, dar e o problemă foarte importantă. Centura pe două benzi, așa cum este astăzi, regim de autostradă, este asta tot trebuie. Nesatisfăcătoare. Ce e acum centură pe două benzi este tot nesatisfăcător, fiindcă nu sunt poduri, nu sunt ieșiri, sunt rondurile unde trebuie să stai și ore întregi, am înțeles că stau cu tirurile. Pe centura pe două benzi, las-o pe aia pe o singură bandă și las-o, mă rog, pe cea care nu există în sud. Deci, noi avem în regim de două benzi, așa cum spuneți, avem nici măcar o treime. Da. Măcar dacă am avea toată centura așa. Și aceea e sufocată deja. Da. E sufocat. Bun. Deci, încă se circulă. Primul lucru măcar ați face... Măcar fi avut așa. Măcar ați face centura. Mai departe, în București ce se mai poate face? Ca să ne înțelegem că tot ce înseamnă infrastructură rutieră mare... Nu e la noi, la primăria generală. Da, știu asta. Unde trece ITB-ul? Tot deci, ne explică săracul Dan Tudorache, pe care îl atacăm de fiecare dată când vine și spune, pe unde e ITB-ul? Nu sunt eu, zice, nu am voie. Eu astup gropile pe străzile laterale. Nu știu, ați vedea o altă organizare. Propuneți ceva. De ce am spus chestiunea asta că nu este la noi? Pentru că, evident, se fac studii, să vedem, sunt zone de conflict, intersecții care blochează Bucureștiul. Acolo e problema. Și asta e nevoie... Bun, sunt chestiuni care se văd și cu ochiul liber. N-ai nevoie de studiu, de exemplu, ca să-ți dai seama că nu e bine ca pe Brătianu să oprească autobuzul în carosabil. Adică aici chiar nu trebuie niciun studiu de trafic. Îți trebuie doi neuroni să analizezi situația. Sunt zone în care cred că trebuie să făcute niște lucruri, dar de asemenea acolo am impresia totuși că am încercat să facă ceva, dar merge foarte greu comisia de la Ministerul Culturii, că acolo este o zonă protejată, în zona Brătiană. Vedeți? Ne lovim foarte mult în zona de birocrație. Până la urmă trebuie cineva să-și asume și să ia tarul de... să facă lucruri. Uite ce am făcut de noi. De ce nu vorbiți cu băieții deștepți de la drepturi litigioase? Că ei ar rezolva imediat problema. Adică n-ar mai fi zona protejată. Și s-ar putea construi stația de autobuz. Mă gândesc, iată, dacă nu poți să lupți cu mafia, măcar să obligi mafia să facă ceva bun și pentru țară. Am înțeles. O stație de autobuz. Am înțeles totuși, domnul Chiriac, că eu încerc să iau, cum să spun eu, ideile foarte bune și ideea noastră este foarte bună. Au demonstrat că sunt foarte isteți și consider că în momentul în care vor plăti pentru ce au făcut, nu vor plăti. Îi vom pune la muncă pentru că dacă vin să ne ajute și să muncească, am înțeles că li se reduce din nu știu ce chestii și atunci... Deci, dumneavoastră, încă sperați că oamenii aceștia vor fi traduși în justiție și vor fi pedepsiți, să fim serioși. Am să sper până mor că această țară se va normaliza. Ea se va normaliza. Să contribui cât da, va mai dura. Dar va mai dura. Deci, mai departe, spuneați că există posibilitatea tehnică, tehnologică, în momentul acesta, să faceți un pasaj rutier într-un oraș aglomerat, într-un termen foarte scurt. Maxim 2 luni. Cum e posibil așa ceva? Trebuie pregătit temeinic. Adică nu te apuci să desfaci strada până când n-ai făcut pregătirile necesare și tehnologie există. Și principala problemă pentru tot ce înseamnă infrastructură în București, să știți că sunt utilitățile. Iar trebuie să ținute bine în mână zona de utilități. Astăzi sectoarele n-au atribuții pe partea de utilități. Deci v-ar ajuta dacă partea de utilități ar trece la primăria generală sau la sectoare? Sau... Vedeți? Cred că la sectoare. Autonomie și vă spun un lucru care m-a pus pe gânduri. Domnul președinte Iohannis a venit anul trecut în toamnă la adunarea generală a Asociației Municipiilor. Unde sunteți președinte? Da. Și, deci, atenție, colegii noastre primari din toată țara vă recunosc meritele, că altfel nu vă alegeau președinte.
Mulțumesc, da. Păi lor să le mulțumesc. Da. Și evident le-am mulțumit atâta ori. Și încerc să îmi achit de sarcini cât pot eu de bine, pentru că este o responsabilitate. Revin. Președintele României ne-a spus că astăzi furnizorii de utilități funcționează ca stat în stat. Și aici trebuie rezolvată problema asta. Noi am desfăcut bulevardul Decebal, facem o parcare acolo, este unicat în România acest proiect, dar suntem în întârziere din cauza utilităților. Eu nu spun că e o problemă simplă de rezolvat, dar dacă nu avem concursul activ și prompt al furnizorilor de utilități, riscăm să avem întârzieri și nu merită bucureștenii așa ceva. Deci revin, tehnologie există, domnul Ghiriac, să facem pasaje în București câte vrem noi. În două luni de zile un pasaj? Da. O dau scris. Deci dacă am utilitățile în mână, vă dau scris. Eu când zic două luni, mi-am luat marjă sănătoasă. Spuneți-mi ce parcare, că dumneavoastră sunteți foarte apreciat. Văzut sondajele al noastră sunt chiar reale. În sectorul 3. Ce parcare faceți în sectorul 3? Mai dăm informații și pentru locuitorii de acolo. Sub bulevardul Decebal, între Piața Muncii și Dristorului, da. Două etaje de parcare subterană. Și refacem toată zona. Și refacem tot ce înseamnă utilități din nefericire pe banii noștri. O spun din nefericire, adică și chestia asta este în neregulă. Dar mă rog, trecem peste. Și ce bani este... de unde aveți? O facem cu societatea noastră, să știți că nu costă foarte scump și dacă e să mă raportez la o investiție similară, care e mult sub nivelul de complexitate despre care discutăm, ne costă undeva la o treime ca și preț. Costurile sunt la o treime față de o lucrare făcută privat de către o societate străină. Undeva la Piața Universității. A noastră e de un nivel de complexitate mult mai ridicat, pentru că fiind în carosabil, ne-au cerut să reziste parcarea noastră la convoi de tancuri. Deci noi am gândit acea parcare să reziste carosabilul, să treacă, în caz de Doamne ferește, pe acolo va trece convoi de tancuri. Tancurile acelea de care de 80 de tone sau câte are un tank. Convoi. Și în cât timp faceți această parcare? Câte locuri are și în cât timp faceți? 720 ceva de genul ăsta. Deci peste 700, mare. Peste 700 de locuri de parcare. Ne propunem ca până în septembrie să deschidem circulația, dar avem deja, tocmai din cauza utilităților despre care vorbeam, vedeți, când s-au făcut pe timpul Ceaușescu, foarte multe din utilități nu le avem pe hartă. Adică nu știm exact unde sunt. Am descoperit utilități de care nu știa nimeni. Utilități funcționale, pentru că găsești țeavă sub presiune, că îi dai o gaură și îți dai seama că e sub presiune, îți dai seama că este în uz. Găsești cabluri care îți pui, le verifici și îți dai seama că sunt în uz. Adică de care nu știe nimeni. Și le faci hârtie furnizorilor de curenți tari și îți răspund că nu, n-au cabluri pe acolo. Și după ce vin acolo cu specialiști, îți dau seama că de fapt e cablul lor de care nu știau. Ei, pe lângă cele de care știam, trebuie pe toate să le deviem. Partea foarte favorabilă, foarte bună, este că odată rezolvată această problemă și după ce am rezolvat și am finalizat parcarea, în mod normal, 40-50 de ani nu mai are nimeni ce umbla acolo, pentru că va fi totul nou dintr-o bucată, adică toate noi deodată, folosind materiale de foarte bună calitate care să nu mai necesite intervenție o perioadă lungă de timp. Bulevardul Decebal a devenit în cariera dumneavoastră. A devenit așa o zonă de interes, în special pentru tine. Înțeleg că sunt multe restaurante acolo, nu? Da, da, da. Sunt, îmi cer scuze pentru disconfort acum în șantier, dar e o zonă foarte frumoasă și va deveni și, cea mai frecventată zonă din București. Acolo, deci tinerii care merg, sau bătrânii, sau ăștia ca mine, foarte bătrâni, adică, merg acolo, parchează mașina, nu? În parcarea subterană și poate să meargă apoi la plimbare? Sigur, deasupra. Sigur, sigur. Dar zona ați făcut-o foarte frumos pe Bulevardul Victoria Socialismului, ca așa îi spunea pe Unirii, da. Pe vremea mea, pe Unirii.
blocurile pot fi rafistolate, blocurile în centrul Bucureștiului arată mai rău decât blocurile din Damasc acum. Și inclusiv clădirile din jurul Băncii Naționale, banca arată splendid, e un simbol, dar în jur nu sunt văruite, nu sunt îngrijite, nu sunt... E atât de greu să dăm copidinea. O să-mi spuneți, dom'le, dar nu sunt ranforsate, au bulină roșie. Consolidate. Și legea spune că trebuie întâi consolidate și apoi... Dar până le consolidați, că văd că lucrul ăsta nu prea se întâmplă, poate de văruit n-ar strica, mă gândesc. Țineți seama că Bucureștiul începe să fie și o destinație turistică. Am văzut că e pe weekend, pe mai vine lumea, pe în centru vechi. Cred că aveți și o bucățică de în centru vechi, nu? Centru vechi este sectorul 3. A, el dumneavoastră tot. Este în administrația specială, Primăria Generală. Dar el, okay, ca teritoriu, este în sectorul 3. Noi asigurăm acolo, de exemplu, salubritate. Și nu ușor. Dar, revin, noi ne-am luptat mult să avem pârghii în legislație și la ora asta avem ceva pârghii, de exemplu, primăria, e adevărat, Primăria Generală, poate stabilească niște zone prioritare și dacă proprietarul nu își face fațada, o poate face primăria și îi trimite factura acasă. După ce l-a notificat și dă timpul necesar să își rezolve problema. De asemenea, clădirile abandonate, pentru că, într-adevăr, este o problemă, mai ales în zona istorică, cu acele clădiri de patrimoniu, care nu merită economic să le reabilitezi, nu justifică economic și atunci proprietarii așteaptă să se dărâme și să construiască altceva în loc. Și pentru asta avem prevedere că ne-am zbătut acum vreo 3-4 ani de am pus în legislație treaba asta. Suferința, trebuie să stăm 10 ani cu clădirea până se demolează, îi fură acoperișul ca să poată să plouă în ea, să se strice cimentul, să... Pe legislația asta... Șobolani, insecte, bun, nu s-ar vedea că Bucureștiul e plin de țânțar, da? Și de muște, dar... nu se poate scurta lucrul ăsta și să construiască proprietarul ceva nou. Sau, la fel ca în toate capitalele europene, păstrați fațada veche și în spate faceți o clădire nouă la standard secolul 21. Așa cum s-a mai făcut. Cum s-a mai făcut. Avem exemple de bună practică. Sigur că da. Chiar în București. Da, sigur. Dar și hotelul ăsta care e lângă Palatul Telefonilor. A păstrat o parte de fațadă foarte interesant. Foarte frumos l-au făcut francezii. Un model de bună practică. Dar pentru asta e nevoie de înțelegere la Comisia pentru Monumente Istorice de la Ministerul Culturii. Și nu aveți acolo, că totuși e... Funcționează peste. destul de greoi. Cum vor dânsi și funcționează. Greoi. Am înțeles. Domnule primar, în ultima vreme, nu știu, am avut senzația că v-ați mai îndepărtat de partidul din care ați făcut parte și... culorile căruia ați fost ales primar, ați fost ales parlamentar. Cum vi se pare PSD-ul în acest moment? Întotdeauna fac lucrurile în care cred. Și așa cum cred eu că este normal. Eu vorbesc în interior de foarte multă vreme în partid. Am avut și inițiative, unele chiar au răzbătut în spațiu public. Am încercat să, din interior, să schimbăm direcția, să facem ceva, să îmbunătățim ce se poate îmbunătăți. Am început să pierd această... Eu sunt un om foarte optimist și un om care chiar luptă, nu se lasă cu una, cu două. Mi-am dat seama că din interior este foarte greu, dacă nu chiar imposibil, să-l reformez, mai ales în situația în care este la guvernare. Și atunci nu vreau să fiu asociat nici într-un caz cu acele nereguli care s-au întâmplat și încă se mai întâmplă în PSD. Deci încerc să fiu deoparte. V-ați gândit să demisionați din PSD? Sigur, ați pierde mandatul, sunt lucruri, dar vă întreb și prin metodele care s-au mai aplicat în legătură cu alți primari. Mai este încă aproape un an de mandat, mai am multe proiecte, cel cu Decebal este doar unul din aceste proiecte. Aveți multe proiecte. Și bani, luați bani europeni dumneavoastră? Suntem campioni
De acolo aveți bani total pentru asta? Nu, pentru parcare nu. Sunt banii din pentru buget. Din buget. Din buget și dintr-un credit. Și tot de la buget va fi. Nu? Tot, sigur. Deci nu sunt bani europeni, pentru că banii europeni pentru mobilitate nu sunt la primăria de sector. Și asta e o altă discuție, că primăriile de sector nu sunt eligibile pe fonduri europene decât pe niște secțiuni foarte limitate. Învățământ și reabilitare termică. Asta e tot. În rest, nu suntem eligibili, nu suntem trecuți în vid. Și nu putem aplica. Deci, în mod normal, pe mobilitate, noi ar fi trebuit să putem lua bani europeni. Dar nu suntem eligibili. Așa. Iertați-mă, spuneați despre PSD și am făcut referire la parcarea asta. Deci, acum, după, din punctul meu de vedere, arestarea politică a lui Liviu Dragnea, dar după schimbarea conducerii partidului, nu considerați că PSD-ul are șansa, eu știu, să se reformeze acum? Sunt doi politicieni tineri, puternici, Teodorovici și Fifor, în jurul doamnei Dăncilă. Poate va fi și o altă conducere. Aveți mai multă încredere în momentul acesta? Chiar vă spun cu foarte mult regret că nu. Și vă spun cu foarte mult regret. Mare părere de rău. Aș vrut să pot fi optimist. Dar fiind totuși cu un nivel de realism cu care cred că trebuie să ne obișnim fiecare, cu toții trebuie să avem acel procent de realism, care să nu fie tocmai mic. Și cunoscând conjunctura și realitățile din partid în acest moment, nu sunt deloc optimist, pentru că lucrurile nu s-au întâmplat așa cum ar fi fost corect ca la carte să se întâmple. De aceea. Ați fost la congresul PSD? Nu. De ce? Sunteți un lider al partidului. Suspendat. Cam suspendat deja până... Și dacă vă manifestați dorința să participați, credeți că nu va fi reprimit? M-au suspendat după aceea. Deci puteam participa, da. Puteam participa, dar nu... Domnul Chiriac, n-ai cum să faci un congres în care candidează primul ministru al României? Ce să candideze acolo? Este primul ministru al României, membru partidului, candidează la funcția de președinte. Haideți să fim serioși, pentru că știm la ce ne raportăm în partid. Într-un partid în care... s-au făcut foarte multe iepurări de către fostul președinte, domnul Dragnea. Foarte multe iepurări în care oameni capabili au fost dați deoparte și au fost puși în poziții de decizie la cel mai înalt nivel, oameni care nu prea au legătură cu nimic, ca să mai zic, nu au legătură cu poziția în care sunt puși. Și credeți-mă că știu bine despre ce vorbesc. E adevărat, și foarte mult regret. După cum știți, domnul Dragnea nu se poate apăra în acest moment. Sentința aia dată pentru că știa despre două femei angajate în 2006 la prefectură, 3 ani jumate de pușcărie, mi se pare mult exagerată, în timp ce cei cu parcul Iore sunt bine mersi. Dar vreau să vă întreb, ce vi se pare ciudat, fiindcă cam în toată Europa, în toată lumea civilizată, președintele partidului aflat la putere este și prim-ministru. Sau este în coaliție cu un partid, eu știu, mai mare, unde se ocupă această funcție. Deci, într-un fel, s-a revenit la normalitate la Congresul PSD. Primul ministru, președinte executiv, cât era domnul Dragnea președinte, a fost ales președinte. Da, chiar mă interesează ce spuneți. Doar să știți, o bucată fiindcă... de normalitate. Da, eu sunt de acord. Președintele partidului este cel mai nimerit și cel mai legitim să fie premier. Când partidul el a câștigat alegerile. Numai că lucrurile s-au întâmplat altfel. Așa. Și anume, realitatea este că doamna Dăncilă a fost pusă premier înainte să fie președinte și fără să aibă niciun fel de recomandare, fără să aibă niciun fel de suport profesional ca să ocupe acea funcție. Și îmi amintesc că
să căuta o persoană care tocmai din potrivă să nu știe să facă ceva. De ce? Că nu trebuie să facă nimic. Că nu trebuie să conducă. Haideți să vorbim lucrurile cât se poate de direct. Eu, repet, am un respect deosebit pentru doamna Dăncilă. Ca om, ca persoană, jos pălăria. Chiar merită. Când presa cu epolețe a atacat-o cu adopția din 1990, și-au rupt dinții. S-a dovedit că tânăra de 26 de ani era chiar un om. A luat un copil din spital și l-a făcut om mare. Deci, acum. O cunosc pe doamna Dăncilă de foarte multă vreme. Și a, chiar vă cunoașteți mai de multă vreme? De... Din 2006-2007. Deci de mult. Chiar de mult. Da, ok. Deci iată, să fac 11-12 ani. Da, da. Este o persoană cu totul și cu totul respectabilă. Nimic de zis. Dacă am totuși o reținere sau am ceva cu care nu sunt de acord, este de ce a acceptat chestiunea asta să fie pusă ca premier, că de aceea am și votat împotriva, chiar dacă am fost singurul care a votat împotriva. Nu e nicio problemă că ați votat împotriva. Că de-aia votăm, trebuia, pro sau contra. Trebuia măcar să prindă un mandat de câțiva ani ca ministru. Poate prindea câțiva ani de să conducă ceva, să înțeleagă sistemul, să cunoască zona administrativă. Da, la administrație vă referiți, fiindcă da. Politica a fost 9 ani în Bruxelles, a fost șeful grupului parlamentarilor români. Nu a avut niciodată funcție executivă din ce cunosc eu. Acum, să fii parlamentar, domnul Chiriac, n-are legătură cu administrația publică. Am fost parlamentar. Și când am ajuns primar, mi-am dat seama că n-are nicio legătură. Nicio legătură. Și ești în situația în care doamna Dăncilă trebuie să ia decizii. Și revin, apropo de normalitate. A fost pusă într-o poziție pentru că tocmai nu trebuia să știe. Tocmai nu trebuia să facă. Pentru că avea cine să le facă și noi știm bine cum stăteau lucrurile. Iar din poziția de premier acum, i-a venit foarte ușor să candideze ca... Poza acum, dacă o facem așa, pare că totul e în regulă. Dar lucrurile s-au întâmplat tocmai pe dos. Dar nu credeți că... Eu am văzut evoluția doamnei Dăncilă. Nu credeți că într-un an jumate dânsa a dobândit foarte multă experiență? Care, eu știu, lipită de experiența de la Bruxelles. Fiindcă văd că România se conduce 3/4 de la Bruxelles acum. Nu a progresat în sensul acesta. Am văzut-o ieri la noi și e o persoană foarte stăpână pe sine, total neconflictuală, înclinată la dialog, foarte muncitoare, cu un fel de putere tăcută în interiorul partidului. Am văzut lideri importanți ai partidului care o acceptă. Deci nu credeți că au avut loc schimbări în această perioadă? Chiar prea multe, vă spun, și noi ne cunoaștem de foarte mulți ani, știu, de când erați tânăr în politică și, într-adevăr, sunteți un model de succes în politică. Mulțumesc. Nu, chiar sunteți, de când făceați primii pași, ne cunoșteam. Vă rog. Eu contacte cu partea guvernamentală și personal cu doamna Dăncilă nu am prea mai avut de ceva vreme îndelungat. Deci exact ce se întâmplă acolo, nu, dar văd ce iese de acolo. Ce iese din zona guvernamentală, în opinia mea, este menită să genereze niște dezechilibre majore, dezechilibre pe care le vom plăti și mai ales efectele lor le vom plăti și noi și copiii noștri. Și dacă vreți exemple, vă dau, n-aveți dumneavoastră emisiuni 2 săptămâni de aici încolo să vă dau exemple de chestiuni în neregulă, ca să nu zic total în neregulă, care ies de la guvern și care vor produce efecte grave pe termen mediu și lung. Să dau câteva doar. Vă rog. Partea de digitalizare este în praf, domnul Chiriac. Mă predau, da. Aici, da. Am fost și am dat sistem. Uite ce fac în Estonia. Hai să facem și noi măcar, ne propunem că în următorii ani ne propunem să facem și noi măcar 10%. Uite, ne luăm elementele astea care sunt esențiale. Astăzi relaționarea noastră ca administrația locală cu administrația centrală se întâmplă ca nivelul mediu. Ceea ce mă obligă și pe mine și evident că și dânsii să țină niște mii și zeci de mii de funcționari plătiți cu bani foarte mulți,
care muncesc de pomană, domnul Chiria, că nu sunt în stare să facă ceva în sensul digitalizării. 1, 2. Este inadmisibil că au ridicat salariile mult peste piață în administrația publică. Este un dezechilibru pe care îl vom plăti scump și foarte scump. După ce că au făcut treaba asta, nici măcar n-au făcut reformă administrativă în sensul în care am făcut noi la sectorul 3, am disponibilizat. Nu sună rău, nu sună foarte bine, dar e o realitate. Am zis, băi, nu putem. Adică dacă până acum la salariile alea țineam 500 de oameni, păi dacă v-am dublat salariile și chiar mai mult decât dublu, trebuie să mă descurc cu 300, că altfel sărim în aer cu bugetul. Ceea ce trebuie să se întâmple. Ce credeți? Că jumătate din ce am dat noi afară s-au dus în administrația publică centrală pe bani mai mulți care nu fac nimic. Ce se întâmplă astăzi în administrația publică centrală? Și trebuie să fim onești, că în anumite zone și în administrația locală. Este în neregulă total, domnul Chiria, chestiunea asta. Au dreptate oamenii să iasă în stradă. Ticăloșilor ce sunteți, vă bate joc de banii noștri. Deci sunt doar câteva aspecte, dar credeți-mă că am nevoie de foarte mult timp să vă spun. Așa, lucrurile acestea cu care și eu sunt de acord. S-au mărit salariile în administrație fără să impună criterii de performanță. De exemplu, de ce nu le spuneți acum noi conducerea partidului? Fiindcă, repet, sunteți președintele asociației orașelor din România, municipiilor din România, sunteți un primar care a confirmat. Eu nu cred că lumea nu v-ar asculta pe dumneavoastră. Și dacă mergeți pe o persoană fizică, că nu mi se pare că sunteți foarte implicat politic, eu sunt convins că lumea o să vă asculte. Domn Chiria, credeți-mă că am făcut-o, le-am spus, sunt un om de bună credință. Păi, de-abia s-au ales cei noi. Acum le-ați mai spus-o? Nu știu, păi, nu să vă întreb așa. Sunt suspendat acum. Dacă doamna Dăncilă vă sună și spune, nu știu cum, că vă cunoașteți de mult, să rămână Viorica, bună, Robert, nu vii la mine să vorbim un pic? Cu mare drag, acum mă duc. Cu mare drag, acum, dacă mă sună, acum mă duc direct. Îmi las programul la o parte și mă duc direct. Discutăm de România, discutăm de mine, discutăm de doamna Dăncilă. Nu. Discutăm de România, dacă putem să facem ceva. Le-am spus-o cu subiect și predicat. Cât am știut eu declar, haide să dăm codul social. Haide să nu mai plătim oameni să stea acasă. Eu vreau să angajez polițiști, domnul Chiriac. Nu vine nimeni la angajare. Și știți de ce? Nu. Pentru că guvernul îi plătește să stea în cârciumă, domnul. La un salariu, mă rog, le dă bani aproape cât le dau eu ca salariu. Păi el e prost să se ducă să se înjure cu oamenii pe stradă, să aibă conflictă, să de ce s-ar duce el prin soare și prin vânt și prin ger să-și facă treaba, când îl plătește guvernul de la mine și de la dumneavoastră să stea în cârciumă? Bun de muncă, eu nu discut de cei care au o vârstă, eu nu discut de cei care au vreo dizabilitate. N-ai cum chestia asta. Cu toate că în țările din vest le creează condiții și celor cu dizabilități. Categoric. Pentru că nu e doar o problemă. Oamenii trebuie integrați. E o problemă socială. Sigur că da. Exact. Categoric trebuie integrați. Ce face toți. Guvernul României? Le dă bani să stea prin cârciu. Le-am spus-o cât am putut eu declar. Rezolvați problema asta că ne ducem dracu. Pardon de expresie. Doamne iartă-mă. Da. Deci nu se poate așa ceva. Nu aud. Transparentizare. Domnul Chiriac, este admisibil așa ceva astăzi în România? Suntem la un nivel de opacitate. Banul public e cheltuit ca în Africa. Nu știe nimeni, dumneavoastră, știți ce fac cei de la Ministerul Transportului, Educației, Economiei? Știți ce fac dânsi acolo cu miliardele pe care le-au în buget? Nu știți, vă spun. Nu aveți de unde. Considerați că e în regulă treaba asta? Sunt bani publici. Nu, ar trebui puși pe seapă, sicap, pe ce să pune. Da, exact cum spuneți. Deci trebuie să fie reglementare, cum avem noi la sectorul 3. Orice leuț cheltuit fără să postezi factură și contract este plată nelegală. Punct! Avem nevoie de o reglementare de genul ăsta. De ce nu apare? Și asta, atenție, nu doar primăria, nu doar subordonatele, toate societățile primăriei, ce ar trebui să facă guvernul complet. Ai societăți de stat, bravo, același criteriu, de cap-coadă. Aveți acest model cu societățile făcute de primărie și spuneți că pasajul a costat 30% din cât a costat un pasaj mult mai simplu la universitate. O parcare, da, mult o mai parcare, simplu la universitate. Așa. Da. Dumneavoastră, cum ați putut să le faceți și primăria generală s-a blocat cu instanța, curtea de conturi, cu cine s-a blocat? Nu, cum nu e știu posibil? Să vă răspund. Lăsați de primăria generală. Cum le-ați făcut dumneavoastră, Daumers?
acum lucrăm la ele și societățile, credeți-mă că funcționează și am făcut lucrări pentru că revin la tot ce înseamnă reglementare, că și asta le-am spus. Haideți să facem o lege a achizițiilor publice, dar făcută corect în ideea să facem treabă, nu în ideea să dă alea. Părerea mea este că nu se vrea. În continuare nu se vrea. Pentru că avem model de lege pe partea de achiziții publice în care, credeți-mă, nu există în 2 luni de zile atribui contract, nu și-l respectă în 2 săptămâni, îl dai afară. Și ți-l a luat pe următorul în 2-3 săptămâni și ai încheiat discuția. Deci când zic 2 luni, înseamnă maxim 2 luni. Și am modelul, vi-l prezint dacă vreți să facem o emisiune pe subiectul ăsta. Da, vreau o emisiune pe legea achizițiilor publice. Toți primarii care vin la noi, toți miniștrii care au venit, oameni de afaceri, în interviuri, în știri, ne spun că atribuirea unui contract pe legislația actuală durează 4 ani, 5 ani. După care se blochează în claim-uri, în cerințe, în instanțe, nu știu ce. Asta spuneți că puteți în 2 luni. Cum puteți? Vă dau câteva exemple. Da. 1. Cel mai mult ne ducem în litigii pe partea de calificare. Am nevoie de o listă cu societățile calificate pe domenii și pe nivele. Așa. Toate țările civilizate le au. Noi nu le avem. Și dintr-o dată 70% din zona de birocrație, caiet de sarcini și analize și toate cele am dat afară. De ce? Ești în listă, participi la licitație. Nu ești în listă. Cum e posibil ca la sectorul 3 să se califice să construiască o școală de 1000 de elevi și când se duce la orașul X, îl descalifică să facă o grădiniță mult mai mică. De ce? Că n-a pus uși de 5 cm mai înaltă cu și normal că de acolo ajung procese. Dar, repet, de ce avem nevoie de toată prostia asta? De ce nu listăm frumos la minister lista cu societățile cu d-astea? Ăstea sunt cei. A, au vreo nelămurire cu aia de sarcini? Numai cei care se califică pentru procedura aia poate să conteste ceva. 1. 2. I-aș obliga, vrei să lucrezi cu statul, dar fii atent. Ai drepturi, dar ai și obligații. Lista cu toate tarifele le vreau la tine pe site. Obligatoriu afișate. De ce? Păi cum la mine vii să-mi vinzi cărămidă cu 7 lei, când în piață e 2 lei și la altul te duci și oferta cu 0,5? Că ai vrut tu să faci o... M-ați înțeles? Deci da. Vrei să participi la licitații publice? Da. Tarifele le vreau pe... Ok. De la tarifele respective, tu poți să te duci un 10, 15, 20% argumentat în sus, în jos. Ca de exemplu, eu licitez la Cluj, pentru mine sunt costuri suplimentare ca să merg acolo. Și mi-argumentez pentru că de asta, pentru că de asta. O lucrare e mai departe de partea de zona de beton. Sau de, poți să vii cu astfel de chestiuni care să-ți influențeze prețul cu un 10, 15, 20%. Dar nu de 20 de ori prețul în sus sau în jos. Ce-i cu nebunia asta, domnul Chiria, că de aici vine toată nenorocirea? Să mai discutăm că din cauza legii proaste, că cine strică societatea? Liderii, domnul Chiriac. Iar dacă eu am nemulțumiri, nemulțumirile sunt cât se poate de concrete. Uite-mă, pentru că de asta, când a fost legea achizițiilor publice, pe care a făcut-o domnul Vulcov la comanda domnului Dragnea, și în care a spus, băi, vă vreți să normalizați țara sau ce, Doamne iartă-mă, vreți voi să faceți? Mi-am dat seama ulterior că n-au nicio legătură cu normalizatul țara, că pe interesează cum să... Mă rog, nu vreau să comentez, dar ce se vede de la mine e putre, domnul Chiriac. Și o spun cu revoltă. Da, chiar revoltă. N-am cum să nu fiu supărat, ca să nu zic nervos pe chestiunea asta. Domnul Chiriac, domnule, când oamenii au avut încredere și te-au pus pe o poziție și tu îți bați joc de încrederea oamenilor. Domnule, cred că asta ar... Domnule, trebuie să facem ceva, nu, trebuie o măsură gravă. Nu, asta doar că nu se mai alege și că o trimitem acasă, eu consider că e prea puțin. Ca lider PSD, chiar suspendat, pe cine ați vedea cu mai multe șanse din partidul dumneavoastră la președinția României alegerile din toamna aceasta? Am făcut deja o declarație în sensul ăsta care nu lasă foarte mult loc de interpretări. Încerc să nu fiu politician și să vorbesc mult fără să transmit ceva. Ba din potrivă, consider că astăzi PSD-ul cum se prezintă, îmi mențin acea părere că PSD nu are nicio șansă, pentru că nu e o problemă, nu e o chestiune de candidat, domnule, să alegem un candidat bun. Nu, e o problemă de partid, e o problemă de structură. Până nu rezolvi această problemă, n-ai decât să condamni orice candidat ai pune. Deci noastră opinați că PSD
nu intră în turul 2 sau că nu va câștiga prezidențială? Riscul major este să nu intre în turul 2. Probabilitatea este foarte mare să nu intre în turul 2. Dar și dacă ar intra în turul 2, eu nu dau șanse mai mari de 1 la milion să presupunem că ar exista acele șanse. În cazul în care PSD nu va câștiga președinția, opinia dumneavoastră este că PSD ar trebui să părăsească guvernarea sau să-și ducă mandatul la bun sfârșit până anul viitor la următoarele alegeri parlamentare? Varianta corectă era ca PSD să fie ieșit de la guvernare în seara de 26 mai. Varianta corectă. Ok, nu s-a profitat de ea pe 26 mai, după ce s-a întâmplat pe 27, și acum cred că un lider trebuie să spună lucrurilor pe nume așa cum le gândește. Îmi asum că e posibil ca anumite chestiuni să le gândesc greșit. Dar nu știu în ce măsură este politică o condamnare atâta vreme cât au existat niște persoane plătite de la buget fără să lucreze. Aici credeți-mă că sunt foarte... Întrebarea mea vine imediat. Unde era semnătura lui Dragnea pe acea angajare? Întrebarea mea vine din altă zonă. Atâta vreme cât ești președinte și colo și colo, știai sau nu? Chiar dacă am înțeles că totuși în vremea aia se uzita chestia asta, adică nu era singur care făcea, de ce să plătească singur? Mă teamă că și în vremea de astăzi să utilizează aceeași metodă. Asta teamă și eu, că oamenii n-au înțeles nimic. Și eu sper, tocmai că ne dorim, și nu o să încetez până a enunța acest obiectiv care ar trebui să fie obiectiv național, o normalizare a țării. Tocmai de aceea eu cred că dacă mai există, ar trebui găsiți și pedepsiți. Câți toți? Nu e admisibil așa ceva. Domnul Chiriac, știu, am informații, aud și eu care existau unii că și-au salariu și nu trec pe la muncă decât să-și ia banii. Dar nu vrei tu să și muncești fără să-ți iei banii, adică puțin în detenție? Da, pentru că se strică. Noi stricăm societatea. Păi vecinul care știe că el are salariu la jumătate și se duce de dimineața până seara la muncă și numai el știe cât de greu își ia concediu și cât de greu își face viața. Cum își trăiește el viața când știe că pe banii lui, tot pe banii lui, ăsta la altul mai cu noroc în viață, are salariu dublu și el nu are nicio treabă. Ce strâng eu pe toți și aș pune la muncă fără bani? Pe toți. Știți unde? Da, cu supraveghere. De ce? Asta înseamnă o țară normală în care cine muncește, cine muncă, mănâncă. Cine muncește, mănâncă. Cine nu, nu. Nu altfel, ne merităm soarta. Și, repet, am tot văzut, mai ales pe știri, că nu știu ce, și sunt de acord, domnule, că nu suntem respectați de cei de afară. Niciodată nu ar să ne respecte alții mai mult decât ne respectăm noi. Ori tot ce facem aici, vânzolea la asta și mocir la asta în care ne scăldăm, ăsta e respect, domn Chiria? Ăsta e respect față de noi? N-or avea dânșinau ambasade pe aici? Ei nu știu ce se întâmplă pe aici, pe la noi? Păi de aici le vine lipsa de respect. Dar nu-i vina dânșilor că dânșii știu să respecte. Și am văzut o chestiune și că se întâmplă și la casele mai mari, fără să dăm prea multe detalii, în care dacă văd că e ceva în neregulă, scade respectul consistent. De ce? Că asta e normalitatea. Normalitatea pe care trebuie să o promovăm și noi. E o bună încheiere de emisiune. Tot vorbiți de ambasade. Mergem împreună la două la Ziua Franței. Aici să-i salutăm pe prietenii francezi. Da, mulți ani. Domnule prieten și domnule primar, vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la Decenius Live și vă așteptăm. Felicitări pentru tot ce faceți. Mulțumim și noi, vă așteptăm, mi-ați promis, cu ideea dumneavoastră pentru noua lege a achizițiilor. Cred că va fi de mare interes și dacă cineva a fost pe recepție, înseamnă că o să vă sune telefonul foarte curând. Vă mulțumim, stimați telespectatori. În continuare, la ora 13, Val Vâlcu va avea un interviu cu primul candidat femeie la președinția României, doamna Ramona Brusnel. Vă mulțumim, rămâneți pe Decenius. La revedere!